mulți oameni care nu au nicio îndoială că Adelina Tonțean este o zână sau un înger. Asociația Blondie a făcut 131 de zboruri de avion cu urgențe medicale ale unor copii a căror viață a fost salvată în străinătate. Tot ce veți auzi mai departe este de poveste, dar extraordinar de adevărat. A fost o fetiță, avea un an și un pic când a fost diagnosticată cu un cancer care deja îi cuprinsese tot toracele, o sufoca, cuprinsese trahea, plămânii, aorta, și singura soluție era să ajungă la Bologna a doua zi. Și mi-amintesc perfect și unde eram în momentul în care m-a sunat mama, și întotdeauna părinții spun o poveste întâi. Adriana Crăciun a sunat-o pe Adelina pentru ultima șansă la viața fetiței sale. Eu căutam de în jur de o săptămână o soluție pentru ea să ieșim din țară, pentru că starea ei s-a deteriorat brusc și cam atât a durat, în jur de o săptămână. Dar să dau de ea efectiv din momentul în care am avut numărul ei de telefon și până să-mi răspundă, a durat fix un apel. Și momentul ăla, aproape că m-am văzut din afară, cum i-am spus da, cum am avut puterea de a avea puterea să știu că îi dau unei mame care n-are altă speranță, îi dau încrederea că va zbura acolo. Și probabil că a simțit și ea momentul la fel, pentru că apoi mi-a trimis un print screen după un mesaj în care îi scria unei prietene, a spus da, știi cum a spus? De parcă i-am cerut un măr, nu un zbor de 15.000 de euro. Este nevoie de Adelina pentru că așa sunt mai mulți copii sau oameni pe pământ. Se întorc copiii roz acasă, cum spune ea, sau chiar dacă nu se întorc acasă roz, dar măcar oferă liniștea părintelui că a încercat orice. Acum este un copil cu o soră geamănă și singurul lucru care le deosebește este faptul că fetița care nu a trecut prin boală are codițele mai lungi decât sora ei care a fost bolnavă, atât. Una are părul puțin mai lung decât cealaltă. Le vede pe puștoaice? Da. Doctorul Cristovean este motivul pentru care lucrurile astea se pot întâmpla. Să zburăm cu un copil cu tensiune 5 și să ajungem bine și să-l vedem și acum roz în poze. Unele au flux pulmonar scăzut, unele au flux pulmonar crescut și astea avea foarte mult sânge în plămâni, era plin și nu se destinde plămânul. Distensibilitatea lui este afectată grav și uneori pot face hemoragii. Și nu se putea destinde, era foarte, foarte greu să destinzi plămânul cu aparatele așa simple, așa de ventilație mecanică, și a fost ventilat manual cu anumite metode, să spunem așa. Eram stresat, dar nu credeam că atât de stresat, și când m-am uitat la ce s-a întâmplat așa cu noi acolo în avion, am găsit toată perioada transportului, pulsul era la 180, 185 spre 200, da. Mi-am amintesc un zbor, era o Zia mică din Timișoara, o fetiță care părea perfect sănătoasă până într-o noapte în care părinții și-au dat seama că ceva nu este în regulă, și când a ajuns la spital, Irina Panait nu a crezut până nu a văzut că Adelina îi salvează copilul. Țin minte că în ziua în care am aflat de ea, doctorii ne pregătiseră cumva să plecăm. Nu ne-au zis direct până în momentul acela, dar simțeam că o să plecăm, pentru că nu mai aveau cu ce, din păcate, și stăteam, ieșisem din terapie intensivă, eram pe scaun lângă patul ei, nu chiar în salon. Ajunsul la salon e o mare chestie, toată lumea visea să ajungă pe salon, să iasă afară din terapie intensivă. Și stăteam așa cu capul în mână, și cu o zi înainte venise un doctor și ne-a spus că e timpul să căutăm. Atunci asistentul a trecut pe lângă mine și mi-a zis, uite, am auzit că ar fi fost unii care aș fi plecat cu asociația asta. Până și ora la care s-o ia ambulanța terestră o stabilisem, iar noi nu aveam niciun ban. Și
uneori mă întreb dacă sunt conștientă sau responsabilă când le spun părinților că da, sigur, ambulanța, la ora aia, la ora aia vine ambulanța, la ora aia facem aia, facem aia. Și da, sunt responsabilă și conștientă pentru că niciun moment, și nu exagerez, niciun moment nu iau în calcul că lucrurile nu vor sta fix așa. Adelina Toncean face un miracol aproape în fiecare zi, dar nu de una singură. Banii pentru zboruri și îngrijire vin de la mii de oameni, dar și de la companii precum Profi.